După o campanie electorală furtunoasă, o mobilizare aproape istorică și o prezență masivă la vot, alegerile europarlamentare 2019 au ajuns la final. La ora 21, la momentul închiderii secțiilor de vot, prezența era de 49,02% la nivel de țară, cu un total de aproape 9 milioane de votanți. Două dintre județele din Sud Muntenia s-au clasat în top 5 județe cu cea mai mare prezență la vot. Ilfov 64,03% și Giurgiu 55,55%. În Prahova, prezența la vot a fost de 52,16%, iar în Dâmbovița 52,07%. În Teleorman, 51,96% dintre cei cu drept la vot au ieșit la urne, iar în Argeș 50,73%. O prezență la vot mai mică s-a înregistrat în Călăraș, 44,46%, și în Ialomița, 42,50%. Imediat după finalizarea procesului de votare, exit poll-urile au venit cu primele estimări, care, cu mici diferențe, s-au dovedit realiste. După numărarea voturilor din 99% din secții de către Biroul Electoral Central, cifrele parțiale erau următoarele. PNL 27,56%, PSD 23,46%, USR Plus 22,42%, Pro-România 6,68%, PMP 5,9%, UDMR 5,48% și ALDE 4,27%. Cifrele înregistrate la alegerile europarlamentare dau peste cap orice standard de până acum și orice estimare. Mediul urban, de exemplu, a condus detașat la prezența la vot cu peste 5 milioane de votanți, în timp ce în mediul rural au ieșit la vot 3,8 milioane de români. Oamenii au venit la vot dis de dimineață, iar la unele secții și în țară s-a stat la coadă. La această secție de votare din localitatea Răzvad din județul Dâmbovița s-a stat la coadă încă de la primele ore ale dimineții. Primii care au venit să-și exercite dreptul de vot au fost vârstnicii, care au trecut pe la secția de votare înainte de a merge la slujba de la biserică. Au fost urmați și de tineri în cursul după amiezii. De obicei veniți să votați la fiecare... La fiecare votare. Veți vota și pentru europarlamentare și pentru referendum? Sau da. Da. Pentru ambele? Da. Ați înțeles întrebările? Da. Să vină la vot, asta e primul îndemn. Da. În fiecare... Când votare, când este? Foarte intensă. Nu ne așteptam la o asemenea prezență. Începând cu ora 8 până la ora aceasta, practic nu ne-am ridicat după scaun. Au venit dimineață, chiar știți că există un flux foarte mare după ce lumea merge la biserică. De data asta a fost mare înainte să intre la biserică, surprinzător. Și așteptăm în continuare, văd că tot vin. Ați avut mai mulți bătrâni? Să știți că au fost echilibrate grupele de vârstă. Surprinzător și pentru noi. În zilele următoare vor fi prezentați oficial europarlamentarii României.